Bună ziua! Astăzi am să fac un episod despre analiza comparativă sau, în spaniolă, metodo comparativo. Și am zis eu aici așa, analize comparative personale aplicate unor articole din secțiunile în limba spaniolă și în limba română ale Wikipedia Universal, dedicate nepoțeilor mei, unii rezidenți în România, unii rezidenți în Spania și generațiilor, pentru a le citi și trage propriile lor concluzii când vor crește mari, dacă la acea vreme vor considera că analizele făcute de mine le vor fi de folos. Oricine consideră mă poate sprijini financiar la vreunul din numerele de cont indicate mai jos și este aici un număr de cont din Spania și un număr de cont din România. Da. Și am scris și în spaniolă și în română și spaniolii să citească singuri, că nu pot să citesc în două limbi deodată. Dacă cine e interesat citește, cine nu, nu. Și aici am adus de la articolul comparație că am văzut că pentru limba română nu are nici asta versiune și am adus acest conținut explicativ de dezambiguizare. Și aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconcepte care au legătură cu comparația. Și din aceste 6 subconcepte, ia să vedem noi. Din aceste 6 subconcepte, 1, 2, 3 nu au versiune în limba română. Nu știu aici la sintaxă. Nu știu de ce. Nici ăsta nu are. Deci să-l însemnez și el cu, pe el cu culoare roșie. Pe acesta, comparație sintaxă. Da. Și cum eu la fiecare linkuri fac niște comparații personale să văd cum stau, cât de bine stau spaniolii în comparație cu românii, ca volum de comparație, ca calitatea comparației, am ajuns și la termenul metodo comparativo și am văzut că conține, definește mult mai bine decât am putut-o face eu până acum, exact ceea ce fac eu de vreo 10-12 ani de zile, fără să fi știut să definesc ceea ce făceam. Dar hai să citesc mai departe. Deci, articolul în limba spaniolă, metodo comparativo, are 4712 caractere tipografice, avea la 22 octombrie 2022, ultima editare a acestui articol de colaboratorii de limbă spaniolă ai Wikipedia. Pe versiunea în limba engleză este un articol despre comparație de 11372, iar pe secțiunea în limba română este un articol despre comparație de psihologie de doar 364 de caractere tipografice. Aici am făcut eu
captură pentru ca să rămână data și ora când am băgat în seamă acest articol. Și aici mai jos am scris așa: lucrând, experimentezi. Și experimentând, am întâlnit în seara aceasta, 7-8 ianuarie 2024, un articol căruia nu mi-amintesc dacă eu îi mai fi acordat atenție până acum, sau dacă eu îi fi acordat mare atenție până acum, dar definește mult mai bine decât mine ceea ce am făcut eu cu preponderență în ultimii 13-14 ani, fără a ști defini cu așa claritate. Articolul care mi-a atras în această seară, care mi-a atras atenția, în această seară pe Wikipedia în limba spaniolă, se numește metodo sau analisis comparativ. Aici să corectăm un pic. Și aici să corectăm un pic. Da. Bun. Și am adus aici conținutul explicativ de pe versiunea în limba spaniolă și conținutul explicativ de pe Wikipedia în limba română și, din punct de vedere cantitativ, arată cam așa. Deci, pe versiunea în limba română sunt două rânduri și un pic în formatul ăsta și aici pe limba spaniolă vedem noi că este mult mai mult. Acum, din textul pe fond negru, așa cum e el în Wikipedia, eu l-am transformat în text pe fond roșu și l-am pus aici în pagină pentru traducere. Am păstrat textul original, cel în limba spaniolă. Aici este, în coloana din mijloc, este textul care a rezultat prin traducere automatică, așa cum îl traduce robotul. Iar aici, în coloana 3, am corectat eu un pic, am îmbunătățit un pic traducerea pe care o face traducătorul automatic. Adică aș minți dacă aș spune că o iau de la zero cu tradusul, că ca în toate lucrurile pe care le facem în ziua de astăzi, ne folosim de roboți și prin casă să facem curățenie cu aspirator, robot și ca să gătim și în mai multe. Și când conducem mașina, dăm pe pilot automat, ne folosim și de tot ce ne poate ușura munca, așa și aici folosesc și traducătorul automatic. Nu traduc eu ca așa cum traducea cineva, să zicem, prin 1920 sau mai înainte, când nu se folosea de nimic altceva decât de mintea lui și de stiloul, de pixul lui acolo ca să... Da, deci folosim tehnologia ca să scoatem din ea tot ce putem mai bun. Și aici o să iau la rând fiecare link din text să văd cum stă, să văd care este situația lui la momentul când stăm noi de vorba. Și mă duc aici, încep de jos în sus din niște motive care nu mai stau să le explic și pe astea aici. Vedem că aici este un articol cu un conținut destul de micuț pe limba spaniolă, dar este mai mult decât în limba română, unde nu e nimic. Și atunci mă duc aici la istorial și văd mai multe lucruri, dar n-am timp să spun în gură tot ce văd, dar iau linkul de la ultima ediție
și îl înlocuiesc pe acesta. Deci îl înlocuiesc cu un link permanent, un link care este nepermanent. Da, facem așa. Deci așa o să fac la fiecare articol în parte, fără să mai și vorbesc atât, că e mai simplu de făcut decât de vorbit, nu poți să ții pasul. Iar aici, pentru limba română, îl fac cu roșu, semnalizând așa că aici nu este versiunea în limba română. Mergem mai departe și metodo comparativo constante, mostro teorico, nici aici nu este versiune în limba română. Vedem aici că sunt și aici niște trimiteri către alte articole. Deci aici este un articol de 5434 de caractere care nu are versiune în limba română nici el până la momentul ăsta. Și punem aici URL-ul permanent. Iar aici, în partea dreaptă, semnalizăm cu roșu absența complet. Și ne întoarcem înapoi. Metodos comparativos filogeneticos. Și tot la fel, nu există versiune în limba română nici la acesta până la acest moment. Are 36.000 de caractere tipografice, un articol destul de voinicel. Asta are versiune și în limba engleză. Phylogenetic Comparative Methods. Da, și tot la fel înlocuiesc aici URL-ul Dar mai înainte de a continua aici, hai să citesc traducerea pe care am făcut-o eu, că am corectat un pic traducerea dată de calculator și să vedem cât se înțelege, cât de binișor am făcut-o, dacă voi fi făcut-o bine. Deci, pentru metoda specifică lingvisticii istorice, vezi metoda comparativă lingvistică. Hai să ne ducem și aici. Metoda comparativă lingvistică. Nu are nici aici versiune în limba română. Dacă tot îl am aici în vârful peniței, e păcat să nu folosesc momentul.
Bun. Și hai să mă întorc la oile noastre aici. Deci, pentru metoda specifică lingvisticii istorice, vezi articolul metoda comparativă lingvistică. Metoda comparativă, numită și analiză comparativă, este un ansamblu de tehnici care, analog metodei științifice în general, vizează generarea sau infirmarea de ipoteze sau teorii. Deci eu citesc aici pe limba spaniolă, dar cine știe și limba... Citesc aici pe limba română, dar cine știe și limba spaniolă, în timp ce citesc eu, poate urmări să vadă cât de corectă este traducerea făcută de mine. Și cine poate să o îmbunătățească, să o îmbunătățească. Aceasta se realizează prin analiza variațiilor, prin intermediul studiului asemănărilor și diferențelor între două sau mai multe cazuri, cu scopul de a stabili regularități care, explicate prin covariație sau prin interpretarea diversității, permit stabilirea unor relații cauzale, corelări și generalizări. De aici rezultă că, pe lângă o funcție euristică, generatoare de teorii și de ipoteze, metoda comparativă are și funcția de verificare a teoriilor sau ipotezelor existente. Metoda comparativă are o utilizare foarte răspândită în științele sociale, pe lângă faptul că este folosită în științele naturii, precum fiziologia comparată sau anatomia comparată, instrumente cheie în studiul evoluției speciilor. Și avem la index, aici în științele naturale, în cadrul științelor sociale, câteva științe sociale comparative, bibliografie, vezi de asemenea și referințe. În studiu, în cadrul științelor naturii, cadrul științelor naturii. În cadrul științelor naturii, utilizarea metodei comparative în scopuri nomotetice, formularea legilor, este larg răspândită mai ales în proiectarea, realizarea și analizarea experimentelor. Comparația cade pe proprietăți sau variabile, cu intenția de a stabili relații care pot fi formulate, în măsura posibilului, în termeni matematici. Într-un sens mai restrâns, utilizarea metodei comparative în științele naturii vizează formularea și testarea ipotezelor. În cadrul științelor sociale. Științelor sociale. În cadrul științelor sociale, tehnicile comparative se folosesc adesea în scopuri ideografice sau interpretative, comparația căzând mai degrabă pe obiectele comparate sau pe aspectele acestora decât pe proprietăți sau variabile specifice ale acestora. Totuși există, de asemenea, și în științele sociale, dezvoltări metodologice care permit determinarea relațiilor empirice între variabile, ca în cazul psihologiei sau al sociologiei, însoțite de aplicarea tehnicilor statistice. Unele dintre științele sociale comparate. Articolul principal: comparatistică. Da. Îl facem așa mai micuț ca să vadă aici un pic de diferență între text și titlu. Să-l fac și aici de nou. Și aici tot la fel ca să fie.
echilibrabile la un moment dat. Atunci când aplicăm metoda comparativă obiectului de studiu al unei determinate științe pentru a contrasta diferitele sisteme existente în diferite culturi, regiuni geografice sau țări, apare o subdiviziune sau ramură specifică care ne oferă date și cunoștințe valoroase despre obiectul respectiv, ceea ce ajută la dezvoltarea acelei științe în cauză. Unele științe comparate special dezvoltate sunt dreptul comparat, economia comparată, educația comparată, filologie comparată, istorie comparată, politica comparată, psihologie comparată. Sau, hai să zicem, economie comparată, educație comparată, filologie comparată, istorie comparată, politică. Să nu mai fie articulat, să fie nearticulat, în forma nearticulată. Politică comparată. Psihologie comparată. Apoi, la capitolul vezi și avem comparatistica, metoda comparativă lingvistică, benchmark, metode comparative filogenetice, metoda comparativă constantă și tertium comparationis. Acum o să continui cu comparațiile între linguri și pe măsură ce o să facem comparația asta, o să mai ne apară, o să ne mai luminăm asupra multor lucruri. Hai să vedem. Suntem acum la benchmark-ul ăsta, să vedem despre ce e vorba. Deci, sunt lucruri pe care le întâlnesc și eu, nu le întâlnesc nici eu, nu le cunosc nici eu pe toate, niciodată nu cunosc toate lucrurile de pe lumea asta, tot timpul mi-apar lucruri noi. Deci, benchmark ăsta este un lucru de care văd acum despre ce e vorba, benchmarking. Văd că are și în limba română ceva, benchmarking, ia să vedem despre ce e vorba. În primul rând, văd aici că pe limba spaniolă e un articol de 26.000. de caractere, aproape 27.000 și ia să văd. Da. Era 26.000, hai să vedem pe limba română ce avem aici. 26-27.000 versus 6.843. E ceva, dar este foarte puțin din punct de vedere cantitativ, în primul rând. Deci punem aici linkul, URL-ul permanent pe care oricând îl deschizi și mâine, și poi mâine, și la anul, și la și peste 5 ani, te conduce la aceeași versiune care era în picioare la momentul ăsta. Și deci aici, pentru limba română, avem acest articol de 6.843 și vedem aici că, așa ca introducere, zice, benchmarking reprezintă un proces structurat pentru compararea practicilor de lucru ale organizației cu practici similare identificate în alte organizații și implementarea celor mai bune idei în procesele proprii.
Marketingul este un model de îmbunătățire a calității. În topografie, un benchmark, un reper, reprezintă un semn permanent cu poziție și altitudine cunoscute. Deci, benchmarking-ul ăsta ar însemna reper. În activitățile întreprinderilor comerciale, benchmarking-ul reprezintă compararea propriilor produse, servicii sau rezultate financiare cu cele ale concurenței. Noțiunea de benchmarking a fost introdusă de Robert Camp în cartea sa Benchmarking: The Search for Industry Best Practices. Da. Prin efectuarea benchmarking-ului se urmărește inițierea unui proces activ de îmbunătățire a activităților, a calității în propria întreprindere. Și mai sunt aici, mai avem de citit destul de multe lucruri, dar destul de puține în comparație cu ce găsim pe Wikipedia în limba spaniolă, așa că aici punem linkul către articolul în limba română, atât cât este el, dar semnalizăm cu galben acest link, cu galbenul de aici, că dacă ca să se vadă, da. Și așa înțelegem că pentru versiunea în limba română este aici versiune, dar este mai slabă, în primul rând cantitativ. Nu mai zic și calitativ, pentru că n-am timp să verific calitatea chiar la toate articolele pe care le întâlnesc. Da, comparatistica. Comparatistica nu are versiune în limba română. Pe spaniolă are un articol de 7000 și ceva de caractere. Tot la fel, nu stau să citesc din conținutul ei acum. Comparatistica, aici cu roșu. Și aici cu, aici să înlocuiesc linkul nepermanent cu linkul permanent. Bun, și să trecem mai departe la următorul link. Să vedem aici. Psihologia comparată. Psihologia comparată nu are versiune în limba română. Bites. Deci, să înlocuiesc linkul, URL-ul efemer, să zic așa, cu un URL permanent. Sau URL-ul metamorfozabil. Nu, URL-ul general. Așa, și aici cu roșu. Bun. Deci unde întâlnește semnalizat cu roșu, cititorul de limbă, utilizatorul de limbă română trebuie să meargă aici să dea click pe. Ia să pun eu aici în loc de puncte numere ca să localizăm mai ușor articolele despre care facem vorbire, și aici se fac la fel. Și acum sunt eu la
Psihologia comparată, ia să vedem la psihologia comparată ce găsim. Stai. Asta a fost psihologia comparată și ce am avut aici? A, urmează politica comparată. Scuze. Scuze, nene. Politica comparată, nici aici nu avem nimic pentru limba română. Deci, la urmă, o să vedem că sunt multe articole în care atunci când vorbești când ai avea în față doi interlocutori, unul român și unul spaniol, și ai pronunța cuvintele din textul acestui articol, unul dintre interlocutori ar pleca cu lecția mult mai bine învățată decât celălalt, sau ar avea o înțelegere mult mai completă decât interlocutorul de limbă română, pentru că românului lipsesc foarte multe date. Da. Și atunci înțelege, dar este o înțelegere mult mai superficială decât aceasta a utilizatorului de limbă spaniolă. Pentru că dacă știi ce stă în spatele cărților ăstora, să zicem că fiecare e câte o carte, și așa cum ai manualele de clasa a șaptea, una este dacă citești manual de chimie de clasa a șaptea și tu ești clasa a opta și manualul ăla l-ai parcurs și l-ai asimilat, ți-a rămas ceva în cap din el. Și alta este dacă citești titlul. Ești clasa a șasea și citești pe o carte manual de chimie. Îți dai seama cam ce conține, dar nu știi ce conține. Adică faci niște racordări, faci niște. Înțelegi după denumire cam ce conține. Dacă zici istorie comparată, normal că îți dai seama că acolo se compară lucruri din istorie. Dar una este dacă cunoști doar titlul și alta este dacă cunoști și conținutul cărții, nu? Bun, hai să vedem. Mai departe scrie în carte. Deci suntem la istoria comparată. Istoria comparată. Nici aici nu avem nimic în limba română. Vedem că nu este un articol mare, un articol mic și pe limba spaniolă, dar un articol mic este mai mult decât mic, e mai mult decât nimic, cum să zice. Și atunci aici punem URL-ul permanent și prin asta eu încerc să scot în fața altor wikipediști, să zicem, al wikipediștilor români care nu cunosc altă limbă sau care cunosc limba și nu s-au întâlnit cu, cum nu m-am întâlnit nici eu până acum cu acest articol, și atunci, văzând că lipsește, poate se apucă și aduce el conținut, și pentru că eu nu n-aș putea să nu mi-ajunge timpul să aduc pentru toate, și atunci poate mai ajută și altcineva la îmbunătățirea Wikipediei în limba română. Da, hai să tac un pic din gură, că altfel nu pierd șirul aici. Deci, filologia comparată. Filologia comparată, nici ăsta n-are, nici ăsta n-are, Salut, Lojve. Îmi pusesem în gând și am uitat. Ia să, dacă mi-am să aminte acum, măcar de acum încolo să o fac.
Deci, filologia comparată. Să deschid un document. Mă gândeam azi dimineață, merg pe drum așa. Cam ce mai aștept. Să încerc să păstrez niște... Ia, acum s-au deschis mai multe. Câte naiba s-au deschis? 1, 2, 3. Da. Eu, procedând așa cum procedez aici, îi știu pe foarte mulți. Colaboratori. Și am să încerc ceva. O să mă întorc în afara timpului ăsta de înregistrare să iau anterioarele articole și să fac la fel ca aici. Așa. Mergem mai departe la educație comparată. Educația comparată. Un articol de 9.000 și... Stau să-mi încetinească un pic viteza de lucru aici, dar ce câștigi pe o parte, pierzi pe alta. Hai. Uite, asta cu Libioconde, parcă nu l-am mai întâlnit până acum. Educație comparată, n-are nici asta versiune în limba română. Deci, ăsta cu roșu. Ăsta cu roșu. Economie comparată, ia să vedem noi. Economie comparată. Nici aici nu e. Dremelpedia de tipul ăsta mai m-am întâlnit cu el. Dremelpedia.
URL-ul cu URL-ul permanent și semnalizăm aici cu roșu. Și mai avem dreptul comparat. Dreptul comparat este un articol pe care l-am tradus eu, mi-aduc aminte, în Wikipedia, în limba română. E un articol care astăzi are 10.185. A, nu. Hai înapoi. Să iau întâi chestia asta. Și acum să iau și URL-ul. Ia să vede. Da, e versiunea în limba română. Și dacă fi tot cea pe care am făcut-o eu, mi-aduc aminte că eu am tradus în limba română articolul drept comparat. Așa. Ia să vedem noi aici, drept comparat, da, e tradus de mine în 2017, creată prin traducerea, așa. Deci are 2305 și cel de pe versiunea în limba spaniolă între timp a avansat. Dacă atunci când l-ai fi tradus eu în 2017 avea 2300 sau ia cât avea în 11 iulie 2017, cât avea cel de pe... A, stai așa, mai ușor ajungem aici. Deci nu mai ajungem ușor. Ba da. Este așa, revizion anterior. Nu, nu e bine. Revizion actual. Istorial. Deci, 2017. Aș pe iulie 2017. Dacă nu l-am tradus eu avea 2105. Nu. Când l-am tradus eu avea 2106. Nici asta nu. Da, când l-am tradus eu avea 2106. Eu l-am tradus în iulie, iunie, iulie 2017, înainte de asta, dar după asta. Deci avea 2106 și mie mi-a rezultat 2000 și mai mult 206. Dar după aceea, în august 2017 și din august încoace, s-au făcut sute de... zeci de editări și reeditări și în ziua de astăzi pe versiunea în limba spaniolă are 10.185, dar eu n-am avut timp și n-am timp să mă întorc înapoi pe toate traducerile pe care le-am făcut să văd cum e astăzi față de ieri și cum e mâine față de poimine. Deci mă întorc înapoi la versiunea în limba română.
Și ce-mi trebuie mie de aici? Releul. Nu. Ce-ai cu bobiță? Aici trebuie să dai. În cazul acesta nu pun trimiterea către articolul la zi, ci spre cel care l-am. Pe care am tradus eu și de acolo fiecare se duce mai departe unde vrea să caute. Deci asta pun aici, asta permanent și acestuia îi dau o culoare verde, aceasta de aici, semnalizând așa că, adică acestea cu verde sunt cele cărora care există în Wikipedia în limba română, datorită faptului că le-am tradus eu la un moment dat. Aici bun, și am ajuns cu linkurile aici. Am ajuns la comparatistică. Comparatistica, parcă am mai căutat undeva și am văzut că nu e, dar nu mai știu unde am căutat. Hai să mai căutăm o dată. Comparatistică. Da, n-are versiune în limba română, dar nu mai știu. Parcă mai am întâlnit cu. Ah, stai un pic, stai un pic, bobiț. URL-ul permanent, îl păstrez odată aici. Și încă o dată îl lipesc aici. Iar aici. Deci acum eu dacă mă duc pe, dacă cineva vine la mine în articol, în momentul ăsta are link către versiunea spaniolă. Aici pot să pun link către versiunea spaniolă, că nu mă doare mâna, dar mai pierd niște timp. Dar când ajunge cititorul aici, cine nu știe limba spaniolă ajunge degeaba. Comparatistica este el marbete, que se refiere al conjunto de las metodologías comparatistas o al comparatismo en general, si bien con alguna preferencia engloba y ha denominado los estudios literarios y lingüísticos los campos disciplinarios de la ciencia de la literatura y la ciencia del lenguaje definitivamente comparatistas. Concepto y disciplinas, término fundamentalmente asentado por la ciencia humanística románica, sobre todo alemana. Comparatistic, al igual que en otros casos muy relevantes, así Literaturwissenschaft, ciencia literaria, donde se establece eminentemente como filología comparada
e literatura comparată. Literatura comparată, văd că nu apare acolo în... Ia să o introduc eu. Literatura comparată nu are versiune în limba română nici asta. Ia să facem noi o chestie aici. Deci, metodă comparativă. Și o să mă duc aici la editare și o să introduc nu, am greșit, nu aici aveam treabă la metodă comparativă lingvistică, ci la acesta. Da, aici DFH, deci aici trebuie să introduc literatura comparată. Ce formă, Bobiță? Nu apeși pe butoanele care trebuie editat. Aici. Literatura comparată. Bun, și aici să adăugăm și URL-ul, să facem un link din chestia asta. Și o avem aici. Gata. Am adăugat-o. Acum, hai să spun aici. O să spun așa aici. A, nu. Așa. Ăla. Acum trebuie să explic contribuitorilor spanioli ce am făcut eu aici. E añadido. Termino dacă nu introduc acum pe urmă uit și nu mai literatura e anul termino literatura mă, în la lista de algunas ciencias comparativas especialmente desarrolladas. Și aici să zic gracias. Da. În la lista de algunos. Da. Da. Și uite, acum apare aici literatura comparată. Iar eu am să iau acum datele despre acest articol care are 35.000 de... Da, și dacă cineva consideră că contribuția mea nu e bună,
modifică și pune ce crede el că era mai bine. Deci pe Wikipedia în limba română, timp de 12 luni, de acum încolo nu o să pot să contribui cu nimic, pentru că am fost interzis acolo mi-a fost interzisă editarea. Pot doar să citesc Wikipedia în limba română, dar nu pot să editez nimic. Sunt persona non grata pentru Wikipedia în limba română. Și aici merg și adaug și aici literatura comparată. Plus URL-ul permanent. Deci acum în loc de 7 sunt 8 articole la acest capitol, la acest subcapitol. Deci unde eram aici? Istorie. Da, am pus bine. L. Literatură comparată. Comparată. Să iau de aici. Da, literatura comparată, literatura comparată. Da, deci cam așa. Și atunci mă întorc înapoi la comparatistică. Comparatistica, da, educație comparată și religii, anu. Și religii comparate. Fii atent aici, și religii comparate, și nu mai mă întorc acolo să mai fac modificare. Pentru că nu e recomandat să te întorci de 2-3 ori pe zi. Deci religia comparată nu are nici asta versiune în limba română. O să o includ la mine în. Trebuia să mai aștept eu. O să o includ la mine în listă, dar nu o mai includ în Wikipedia la momentul ăsta. Mâine, poi mâine, altă dată. Deci, odată. Iau de aici. Și pun aici. Religion comparada. M-am grăbit, m-am grăbit, m-am grăbit.
Trebuia să mai stau. Să văd câte ies și pe urmă să intervin, dar... Da. O să adaug mâine, dacă mi-aduce aminte. O să mai contribui mâine. Deci, religie comparată. Religie comparată este tot pentru culoarea roșie. Și am mai văzut anatomie comparată. Anatomie comparată. Și văd și mitologie comparată. Ia să. Deci, anatomie comparată. Aici are versiune în limba română. Ia să vedem noi ce avem. Daniel Peze Gars. Daniel Iepes Garces. Și pe acesta îl știu de pe de la multe contribuții la care participă. Anatomia comparată. Hi! N-am adus link-ul aici. Uite, îmi propun prea multe și n-am adus. Asta-i. Voi aduce altă dată, deci asta e o dată. Și îl punem aici. Da. Anatomie comparată. Hai să mă duc aici. Deci să scriu aici anatomie comparată. 2000. E, ce palboviță? Anatomia. Comparada. Anatomie comparată. Mi s-a cam terminat ora pe care mi-am propus-o. Deci, anatomie comparată. Ia să vedem ce avem pe limba română. Tot o nucă goală, tot un articol înciot. Are la momentul ăsta 1050 de caractere tipografice. Deci cel spaniol are 14.000 și ceva, iar acesta 1050, de 10 ori mai mic, de mai mult de 10 ori mai mic. Hai să iau și URL-ul permanent.
și să-l conservăm odată aici. Și încă o dată aici. Aș fi vrut să termin într-un singur episod, aș fi vrut să pot îngloba toată munca asta pe care vreau să o fac acum. Dar dacă nu încape, mai stau. Deci, aici să fie de culoarea asta galbenă, așa. Ca să știm noi că este slab. În comparație cu cel spaniol. Și ce mai văzusem eu acolo? Mai văzusem ceva cu comparatul. Deci, să ajungem înapoi la comparatistică. Da, comparatistică văzusem. Mitologia comparată. Filosofia comparată. Mitologia comparată are versiune și în limba română. Ia să vedem cum stăm la 33.611. Mitologia comparată. Deci, unde să-l incorporăm aici? Nu, aici. Mitologia comparată. Deci eu tipul ăsta de comparații îl fac de foarte mulți ani și poate o folosi cuiva, ceea ce fac eu pe aici. E o muncă ușor de făcut. Cu ocazia asta cunoști foarte multe lucruri pe care nu le știai până atunci. Afli de lucruri care nu știai că există. Omul că trăiește învață, nu? Cine are dragul ăsta de a învăța? Cine are vocația asta, sau știu eu cum să zic. Da, și aici, deci, literatură comparată, mitologie comparată, comparată. Mitologie comparată. Ia să vedem. Deci, este un articol de 14.257, aici Franz Haug, îl știu pe tipul ăsta, și pe Mihai Andrei, și pe mulți. Bun, și mă duc aici,
Iar n-am adus linkul de la... De ce n-ai adus linkul, Bobiță? De ce n-ai adus URL-ul? Dar o să-l aducem acuși. Să-l luăm de aici. Deci avem 33.000 pe versiunea în limba spaniolă și 14.207 pe versiunea în limba română. Este mult mai mic, așa că îl însemnăm tot cu galben. Aici la noi în... La mine în pagină, în Wikipedia, nu mi-a dus să le însemnez așa. Dar, făcându-l așa cu galben, știm că ăsta are totuși ceva. Nu e o nucă complet seacă, e o nucă costelivă. Bun, mitologie comparată și ce aveam eu să mai iau? Ureleul ăsta spaniolesc și să-l pun aici, să nu mai uit și pe ăsta, că destul. Trebuie să mă întorc la altele. Mi-am întors la ăsta. Bun, până aici e bine și la vară e cald. Și acum întoarcem înapoi la bază. Hai să mai mă uit o dată să vedem dacă mai e vreun. Filologia comparată, literatura comparată. Filosofia comparada. A ver. Verificăm aici. Nu. Oh, nu. Fisiologia comparada. Fisiologia comparada. A ver. Fisiologia comparada. Vámonos a la playa. A ver, ¿qué es ahí? Deci am mai multe de adăugat decât... Da, fisiologia comparată, ia să vedem mai... Bun, ia să vedem aici.
Fiziologia comparativă. Fiziologia comparată. Așa are locul aici. Deci, de unde aici erau 7, acum sunt 12. Fiziologia comparată, da, e roșie. Și aici e albastră, dar să-i tai chestia asta care... Da. Și să mă întorc înapoi la... Deci n-are versiune în limba română? N-are. Mă întorc înapoi la bază, la... Aici. Vedem dacă mai apare ceva. Educație comparată. Comparatistică. Da, cam așa mă opresc aici, că altfel, da. E de săpat mult și deci. Unde eram? Aici. Deci, tehnici statistica. Aici este versiunea în limba română. Ia să vedem noi. Deci, ce avem? Noi aici avem despre statistică un articol de 54.000. Nici aici n-am adus releul. Mă, băiete, mă, de ce mă n-ai adus? Versus 54.000 versus 8.372. Deci, hai să-l punem întâi aici. Și apoi aici, statistică, tehnici. Statistici. Tehnologii statistici. Sau tehnici. Vom vedea mai târziu despre ce e vorba. Trebuie să săpăm mai adânc ca să înțelegem mai bine termenul, pentru că atunci putem să traducem mai bine. Dacă o fi vorba de tehnici statistice sau de tehnologii statistici. Bun. A, aici la comparatistică n-am pus roșul. Roșu. Da. Și la astea statistice primate trebuie să iau chestia asta. Da. Te descurci acolo?
Da. Altădată știi. Da, păi na, mereu le socotim așa și... Da, scăingerea nu sunt făcute mereu bine și... Da, e frig. La cât te iau de acolo? La 6? La 5. Te-ai răcit? E două. A, s-a dus viorul pe plăști pe undeva. Unde s-a dus de la... Adică unde... La ce de asta îl faci? De unde am luat noi macheta. Da, Piritex. Da. Da, învățat cu drumul, te duci unde ai treabă și te trezești că nu mergi. Da. Hai să zici că nu sunt gerurile ca la noi, dar frig, tot e frig. Și ea are păr în cap. De zic că... Da. Ce se face asta? Păi și nu știu unde am pus. Da.
Activități. Da, dar tot, planurile, toți le faci. Planul totuși mai face omul, ce se face? Bine, hai fugi acolo așa și eu vin la 5 să te iau. Mai auzi? Așa, deci despre psihologie avem un articol de 60.000. Versus un articol de 60.000. Încetinește un pic viteza și conservările astea, dar vor să fie bune la un moment dat. Deci aici este un articol de 60.000 pe secțiunea limba spaniolă vis-a-vis. Ia ce avem, ce avem pe limba română. 60.000. Am pus eu. Nu. Iar uite, băbiți. 60.000 vis-a-vis. 60.000. Și pe limba română 16.000. Tot sărac. Tot sărac, sărac, sărac. Tot sărăcie, sărăcie, sărăcie. Da, și cei care m-au blocat pe mine pe Wikipedia în limba română, cei care mă consideră persona non grata în Wikipedia în limba română, consideră că articolele de pe Wikipedia în limba spaniolă sunt slabe. Și unii mă întrebau de ce nu traduc eu din engleză. Păi nu traduc din engleză, că nu știu engleză cât. Nu mă bazez că știu engleză, cât mă bazez că știu spaniol. Deci, avem aici așa o de asta. Și păstrăm aici URL-ul. Iar URL-ul, URL-ul, URL-ul. Și aici, psihologie, aici n-am pus link-ul pe limba, pe versiunea limba română. Trebuie să mă întorc iarăși. Mă, bobiță, de ce nu mă atent? Deci semnalizăm aici că e slab. Și ne întoarcem înapoi la sociologie, dar nu mai ne întoarcem înapoi în internet, ci doar aici. Psihologie, sociologie, asta e.
sociologie. Ding dong dong, ding dong dong. Ia să fac eu o șmecherie, că eu vroiam să le numerotez, dar cred că mai bine ar fi dacă aici le-aș grupa eu așa pe deci asta e referitor la nu am spus că nu. Deci asta e un grup, asta este un alt grup. Nu. Așa. Franz Haug. Bun. Rămânem aici. Cu organizarea aici, afară de... Ia să vedem noi. Unde mai avem... Mai mult până la capăt. Cu... Ia mai am. Hai că n-ar mai fi multe, a? Mai sunt, mai sunt, mai sunt. Ce să fac eu să... Hai să mai continui. Chiar dacă este un articol mai lung decât vreau eu să iasă. Ia. Ce mai avem? Experimentos. Experimento. Avem și în limba română. Deci la experimento avem pe versiunea în limba spaniolă. Avem la dispoziție un articol de 38.000 de caractere tipografice. Și hai să luăm URL-ul permanent. Fugiți-mă de aici cu anunțurile voastre, că n-am timp de voi cu reclamele voastre. De la o parte pe unul vine la altul. Bun, lipim și pe ăsta aici. Și apoi aici. Experiment, experiment. Unde Dumnezeu era experimentul? Unde era, mă, bobiță, experimentul ăsta? Cuprins în text. Da, de. Experimentul. În științele naturale. Nu, uite-l aici. Nu mai m-am gândit că e albastru. Bun, și acum să vedem. Pentru limba română. Experiment. Nu, 1746. Caractere tipografice. Deci avem 38.000 versus 9.000, de 4 ori mai mic.
Și unde e turuleul? Și cu el facem aici. Analizarea experimentelor. Convertim ăsta, îl transformăm în link. Link permanent. Da. Dar l-am pus eu și aici. Nu l-am pus. Bun. Da. Și trecem mai departe la următorul. Nomoteticos. Ia să vedem noi ce e nomoteticos ăsta. Că eu, să spun drept, nu mi-au aminte să știu ce este nomoteticos ăsta. Nomotetica. Ia să vedem noi. N-are versiune în limba română. Proposițion de la lei. Se usa în filologie, antropologie, sociologie și psihologia cu diferite significaturi. Bun. Deci, ne ducem aici. Luăm datele astea. Nu e un articol mare, 3073 de caractere tipografice. Nomotetica. Ne ducem aici pe undeva. Și apoi luăm și URL-ul, venim și cu el mai întâi aici, că pe urmă uităm drumul. Da. Și apoi aici. Iar aici scopuri nomotetice. Da, în cadrul științelor naturii. Bun, hai să vedem. Mai departe, mergem mai departe. Nu mai stăm să săpăm aici, mai adânc. Mergem la... evoluția speciilor, evoluția biologică, avem și în limba română. Ia să vedem ce avem aici. 321 de mii. Asta e mare. Nici nu știu dacă am văzut unul mai mare. 321 de mii. Ding dang dang. Trește 21 de mii de caractere tipografice pe secțiunea în limba spaniolă la acest concept. Iar pe secțiunea în limba română, ce avem aici? Ce avem aici? E mare și ăsta. 111.000. E mare ca articol, dar este mult mai mic decât versiunea în spaniol.
să vedem. Asta 11.000 e de 2 ori venit, nu? 11. Da. La evoluție. Pe spaniol zice evoluția speciilor, noi zice evoluție. Și e mult mai mărunțel. Tot galben. Apoi anatomia comparată. Asta l-am pus mai jos și așa că trebuie să am linkurile scoase. Deci anatomia comparată, ia să vedem. Le-aș găsi aici. Anatomia, psihologie, sociologie, statistică, mitologie, aici. Anatomia comparată. Asta e mitologia comparată. E asta de aici, în jos. Iar la anatomie comparată avem așa. Avem astea două. Pentru spaniolă avem asta de 14.000 la anatomia comparată, unde ești bobiță? Aici. Deci asta se repetă acum de când am adus în lista aceea și anatomia comparată și aici să menționăm cu galben. Unde ești, mă, bobiță, anatomia comparată? Apoi fiziologia comparată. Unde fiziologie? Ia să vedem, nu-i fiziologia comparată. Fiziologia comparată. Senda. Ăsta, 15.641.
15.640. Deci. Iar pentru limba română nu avem. Și atunci ne ducem aici. Introducem URL-ul aici. Iar aici semnalizăm cu roșu că nu este pentru limba română. Acum să vedem ce avem despre științele naturii, științele naturale. Despre științele naturale parcă am mai făcut. Ia să vedem. Științele naturale. 5299. Stai. Să iau chestia asta. De ce greșești, mă, bobiță? De ce mă greșești? Cu click-ul tău aici. Da. Asta cu științele naturale să-l punem aici. Bing, bang. Mai pe undeva pe aici? Parcă nu. Și URL-ul permanent. Da, pentru limba română. URL-ul permanent. Hai să vedem să-l punem aici. Științele naturale. L-am pus sau ce? N-am pus. Așa. Iar pentru limba română avem și mai puțin. Și 1299 versus 1396, cam de 3 ori mai mic, parcă. Și să luăm URL-ul permanent și să facem un link permanent cu el la științele sociale. Mă rog, vedem noi că versiunea în limba română este mult mai pestriță decât versiunea în limba spaniolă la comparația între link-uri. Așa, metoda comparativă. Bun. Și acum euristică. Despre euristică. Stai așa. Am pus eu ăsta în limba română, aici nu l-am pus. Pentru limba română. Nu pusesem. Sigur că da, mă, să bravo. Acum să vorbim despre euristică. Ia să vedem noi. Pentru
euristică ce ne dă lozul. Euristica. Aici, euristică. Despre euristică nu avem în limba română. Mai bine că e mai ușor pentru mine aici. Deci, 12.501. Despre euristică. Coborăm un pic mai jos. Da. Și să luăm URL-ul. Ia să mai fac o chestie. Deci asta este cu roșu. În BFA. În BFA e cu roșu. Un BFA e cu roșu. Deci este un colaborator care încă nu are biografia adăugată. Nu și-a scris nimic la biografie. Așa, și aici euristică. O facem așa cu roșu. Și acum covariațion. Asta de aici. Covarianza. Are în limba română covarianza. Bun, ia să vedem. Deci, covarianza este un articol de 11.288 pe secțiunea limba spaniolă. Ting, 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 ting. Bun. Să luăm URL-ul permanent ca să conformăm link-ul permanent la acest termen. Bun. Și pentru limba română mergem aici și vedem că la covarianță avem un articol mai bun, mai mare cantitativ decât cel de pe versiunea în limba spaniolă. La covarianță și adăugăm chestia asta aici. Ce ai făcut, mă, Bobiță? N-ai adus URL-ul permanent? N-ai adus, dar o să-l aduci. De pe secțiunea în limba română să-l luăm și pe ăsta. Deci în situații din astea n-am cum să mai arăt că cu ce culoare să mai arăt. Așa că ne mulțumim ca atunci când sunt mai bune în limba română să fie tot cu albastru. Deci să fie mai bune ar trebui să fie o normalitate. Problema este când sunt mai mici. Așa. Cu variație și am zis că să iau și
URL-ul de aici. Că aici am uitat să-l aduc. Na, acum am uitat să-l aduc pe la limba română. Mă, bobiță. De ce mă faci tu așa, trăznei? De ce ai făcut așa, trăznei, mă? Da, uite, acum le-am reglat. Cât de cât. Și ce mai avem? Mai avem câteva link-uri și terminăm cu, deci cu variațion semehanzas. Semenanza filozofia n-are versiune în limba română. Semenanza asemănare. Bine, n-are versiune în limba română pe acest palier, poate că o fi având pe undeva prin Wikipedia în limba română, nu zic că nu fi având. Eu compar ceea ce se găsește ca articole omonime. Pe un același palier. Deci aici nu mai știu, a luat URL-ul? Da. Nu mai știu dacă l-am pus aici. Asemănări. Ce mai avem aici? Teorias. A, nu. Am trecut de... Unde ești, mă, Bobiță? Teorias. Teoria. Despre teorie avem pe versiunea spaniolă, în spaniol. 27.000. Iar pe versiunea în limba română, 27.000 versus 2662, de 10 ori mai mic. Ia să vedem, noi o dată așa. Aici, la teorias. Odată. Da. Dar pentru limba română. Trebuie să mai pierd eu niște timp.
Aici l-am pus, stai așa. Acum sunt aici. Nici nu mai știu ce am pus. Ba nu, la spaniol am pus, că e cu... Deci aici cu galben. Da, hai să scriu aici. Teoria. Asta cu galben. Asta cu albastru. Așa trebuia să fac de la început, da. Cât exersează în lață. Nu o să stau acum să le fac pe toate, că trebuie să închei. Prea lungul ăsta episod. E aproape 2 ore, sau sunt 2 ore. De când stau pe el, ce mai avem noi aici, unde am ajuns? La... Unde ești, mă, bobița? Semeanza, teoria, ipoteze. Ipoteză, metodă științifică, este și pe limba română. Hai să vedem ce avem aici. Avem 23.000. Iar Dreamerpedia, salve amigo. Deci Dreamerpedia, n-am adus asta de la teorie, tu teoria, mami, de teorie, tu spaștele tău de treabă, n-am adus relev. Așa, hai să iau și asta acum. Ipotesis metodo scientifico. Bun. Mă aștept alte articole tot la fel de presante ca și asta, unul dintre ele este Societatea Comunistă, unde era? Mai aici. Mă rog, ipotesis, metodă științifică. Ce-am făcut aici? Ce trebuia să mai iau? Ipotesis, hai să iau URL-ul. Păi, și luat sau nu? Nu-l luase. Aici, ipotezi. Da. Ipotezi și pentru limba română, ce avem aici? Avem ipoteză. Despre ipoteză
3272. Ipoteze. Despre ipoteză, să luăm releul. Da. Asta să-l facem aici cu galben. Iar pe acesta cu albastru. Ipoteza. Era aici, ipoteze. Obosesc. Mult mai repede decât mi-aș dori. Ipoteză cu galben. Da. Și ce mai avem aici? Da, 3272 versus 23076. Așa. Metodă științifică. Asta parcă ar fi ultimul. Metodă științifică avem și pentru limba română. Ia să vedem ce avem aici. Hai să luăm asta așa, metodă științifică. Metodă științifică. Avem aici 49.000, aproape 50. Dar pentru limba română ori avem mai mult, ori avem egal, ori avem mai puțin. 13.000. Frank Haug. Salut, Frank Haug. Deci ăsta aici. Apoi metodă științifică aici. Asta e ultimul.
Și am scăpat de chestia asta. O să mai am eu de lucru, dar bine că am cuprins aici. Ia să vedem aici. Frank Haug. Haug era undeva mai sus pe aici, pe la o altă metră aici odată. M-am delicat pe aici, deci Frank Haug, 13501, articolul e de galben. Metodă științifică. Aici l-am pus? Nu. Așa odată. Hai să iau și titlul, metodă științifică. Să o pun aici. Și să o facem cu galben. Să mai fac un mai facem o trecere în revistă aici a articolului ăsta, îi dăm prima dată să se salveze ce am făcut până aici la moment, până la momentul ăsta. Așa. Trecem pe versiunea care vede publicul și ne mai uităm o dată pe comparațiile astea făcute și vedem că proporționalitatea de albastru, de culoarea albastră a lingurilor, este foarte mică, adică găsim foarte puțină informație pe articol în limba română, chiar dacă am tradus textul tradus, să zicem că ar fi egal cu textul tradus în română, să zicem că ar fi egal cu textul tradus în textul din limba spaniolă. Dar în sumate informația pe care o aduce linkurile pe care o adaugă linkurile acestui text, în sumate este mult mai mult decât ce aduce în secțiunea limba română. Și atunci cel care are să fac eu o socoteală pe hârtie, să vedem, da, și o să scriu aici de sub, câtă informație are însumată acest articol în limba spaniolă în comparație cu ce are și în limba română. Deci
Eu consider că cine înțelege limba spaniolă și citește acest articol are mult mai multă informație asimilată decât un cititor român care știe doar limba română, în cazul ăsta. Da, mă opresc aici. Și pe o dată viitoare, pe un episod viitor, la revedere. Ia să vedem noi, să-i dăm să